După protestele medicilor din spitale, a venit și rândul colegilor lor din sistemul medicinei de familie să ia atitudine. Ei au mărșăluit săptămâna trecută în capitală pentru a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă. Au cerut prorogarea contractului cadru dintre medicii de familie și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Medicii spun că de fiecare dată este aceeași problemă. Sunt anunțați în seara dinaintea datei de 1 aprilie să se prezinte la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru a semna contractul. Ori fără un contract valabil, nu pot elibera rețete. O parte din medici s-au prezentat astăzi pentru semnarea contractului cadru, alții nu. Aceasta deoarece nu au putut negocia acest contract. Mai mult, nu se știe nici măcar dacă va fi posibil să se încheie acte adiționale ale contractului, așa cum se proceda în anii trecuți. Acte adiționale prin care, ulterior semnării contractelor, să fie rezolvate o parte din revendicările medicilor de familie. Dr. Gheorghe Lascu, președintele Societății Medicilor de Familie, filiala Maramureș, spune că el și colegii săi sunt de-a dreptul fericiți, cu ghilimelele de rigoare, de situația existentă. Lucrurile nu merg cum trebuie în sistemul de asigurări. Suntem mai prost plătiți decât colegii noștri din spitale. Pentru ei a fost prevăzută o creștere salarială de 25%, la noi nu. Dimpotrivă, avem o ușoară scădere a veniturilor cabinetelor, nu cu mult, cu 1%, dar este totuși o scădere. Acestea sunt și motivele pentru care am mărșăluit la București când am cerut și amânarea intrării în vigoare a contractului cadru, a afirmat doctorul Lascu. Interlocutorul intervievat telefonic a concluzionat că rămâne de văzut ce se va întâmpla în aceste zile la vârf, mai exact ce vor decide Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății. Un lucru este sigur, haosul acesta afectează nu numai medicii, ci și pacienții, din păcate.